E foarte important ce se întâmplă în cupă. Da, pierde pauza aici. Deposedarea a fost corectă. Vine și centrarea care nu e rea. Garita a fost cel care a pus mingea mai departe și obține o lovitură de la colț. Obține o lovitură de la colț. Garita e periculos, asta e clar. Doar că a avut foarte puține mingi. Foarte puține mingi. Calcan este cel care execută lovitura de la colț. Creva se apără în zonă. Întreaga echipă în propria suprafață de pedeapsă. La acest corner al lui Calcan, mingea trimisă în poartă. Reduce din diferență Argeșul la al doilea șut pe poartă. Neatenție mare, Pârvu, care a fost trimis de antrenorul Bogdan Argeș-Vintilă pe teren la pauză. Suporterii piteșteni, jucătorul de 16 ani. 16 ani a făcut în aprilie. Nu-l ține nimeni aici. Nu e nimeni lângă el. Plasează mingea foarte bine. Și Argeșul începe să spere. Oh, scuze, mă și miram că era Pârvu jucător atât de înalt. Este Zebici cel care a marcat. Tot el la minge. Zebici, marcatorul, scuze. Fază fixă. Jumătate de oră până la final. Jucătorul